am asistat la un oroit ratat. Familia n-a fost deloc bine informată de cercetași, că în mod normal se întâmplă așa. Un grup de cercetași ies, stabilesc un punct, să spunem, prima haltă. Un copac, tu ai văzut, creangă, undeva da. În apropiere. Noi am văzut și când am recuperat roiul acela din dărăpătura asta de graj, undeva acolo sus am pus noi... Deci toate acestea le-ai văzut. Ai văzut și pe creanga de dud. Dar așa ceva nici eu n-am văzut, cum pe timp de ploaie, adică plouă, asta a fost o șansă foarte bună, pe timp de ploaie să iesă, după care să renunță la treaba asta și să retragă. În momentul de față s-au retras destul de bine. În apropierea stupului acestui lădițe, aceste roinițe, dragilor, aceasta e roinița care stă pe biostupul, nu? Biostupul cu staționar, este roinița aceea unde împerecheam o matcă. Eu am făcut etajul ăsta unde s-au împerecheat o parte din mărci, iar acum, aici ce s-a întâmplat, e curios, foarte curios. Uite, fănică pe dedesubt acolo cum s-a sunat albina. Cred că acum e o ceartă între ele și pe cercetașul sări și l-a spus, băi, ne-a scos pe vremea asta. Voi n-ați văzut ce este afară. Cum? Pe ploaie? Unde să ne ducem? Este provocată. Este o ședință ca la PNL. Acum că au pierdut alegerile, știi? Și dau, puteți să găsească pe cineva țapii spășitor. Așadar, și aici, la fel s-a întâmplat acum o poveste de asta. Haideți să ne întoarcem pe Nica aici la noi acasă. La problema care o aveam, vreau eu să trec în revistă în complet familia asta, să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Am vizionat buzunărelul, am constatat, uite Vănică, cum pune o mână aici, da? Astea sunt albinele care sunt în stadiu de selecție dus în extrem, cum am reușit eu cu ele. Deci pun mâna pe ele, uite. Da? Parcă am energie pe care o propag și le spun, plecați fetelor, că a venit ursul. Ursul nu face așa, știi, ia stupul în spate, în brațe și îl duce într-o baltă și îl dă de pământ. Dar la mine, uite cât de interesant este, asta n-am făcut niciodată, merg pe deasupra lor și ele se duc, parcă le-ați dat cu fug. Da? Uitați. Așa. Ei, coborăm acum. N-am luat rama clăritoare. Ar trebui să iau numai rama clăritoare, dragilor. Acum am descoperit încă ceva, deci eu și dau cu mâna așa, le iau rama clăritoare, să vedem, totuși are ceva. Îmi dau seama după greutate. Ce s-a întâmplat aici? Au și construit ceva? Nu, foarte puțin. Nu are nicio... E greutatea ei. Am alimentat aseară. A dat aseară. O luna asta știi cât ea? Deci știi cât timp? În maxim 5 minute ea tot. Nu exagerez. E puternic. Deci când a venit, pacă, ca un aspirator aici. O terminat-o repede. Nu. N-are ce. E albina care este pe ea, plus greutatea. Așa și mi se pune mic ar fi ceva. Acum, dragilor, ce facem? Facem următorul lucru. Pe buzunarele îl închidem. Și închidem și pune și folia deasupra. Da? Pune și folia deasupra. După care încerc să desprind catul. Că vreau să cercetez familia din interior. Deci eu sunt foarte tare surprins de felul în care o lucrat această matcă. Că am văzut buci date undeva în spate. Așa.
El are un pic de greutate, așa cum vă spuneam. Din... Îl pune să stea oblic, adică să nu prindem albină prea, să omorâm albină. Cu cât mai puțin albină strivită, cu atât mai bine. Pentru eu și pentru mine. Că dacă apare mărtăciunea, albina vine repede. Deci acum ne ducem în cuib și încercăm să vedem ce este aici. Așa. Spuneam și în film, nu se ia prima ramă, ci o ramă imediat următoare, îi facem un pic de spațiu, ca să-i facem loc. Dar nu o să terminăm. Iată, plouă cum trebuie. Roiul a intrat la loc. Să vedem dacă a intrat complet la loc. Hai, foarte interesant. Asta ai pus o foaie la crescut. Crescutul, o și ouatul. Sunt foarte tare curios să văd dacă găsesc și larve. Am să mă uit eu, dragilor, să găsesc un unghi potrivit și vă spun dacă am sau nu. Că ochii mei nu mă mai ajută așa să văd. Văd larbe în a 5-a zi așa, 5-a, 6-a zi, puiet căpăcit, cam asta ar fi ce văd eu deocamdată. Dacă văd, da, și larbe a 3-a, 4-a zi. Deci unde lucește, dragilor, un pic de lăpteșor de matcă, să le arătăm și pe aici cineva, vin foarte aproape cu rama, unde lucește acolo un pic, pe fundul celulii, este semn că a ecluzionat și a început să crească larva. Deci matca o depus pe aici ouă, acum câteva zile. Ba, dacă ochii mei mă ajută, am și ouă proaspete. Deci matca este pe aici cândva, prin împrejurim. Aici nu văd nicio botcă, deocamdată. Dacă nu este nicio botcă în față, înseamnă că matca s-a localizat mai mult aici, asta din urmă a pierdut controlul și a hotărât să dea drumul la boci. O luat-o pe cont propriu. Este teribil de interesant acest mod prin care împingem spre schimbul liniștit de matcă, da? Împingem familia. Și e posibil ca matca, dacă se împerechează aici, rămâne pe zona ei, asta rămâne în partea cealaltă. Deci aștept, bănuiesc că experimentul meu va da roade valoroase, cu adevărat valoroase, interesante. Biostupul va împinge foarte tare spre schimb liniștit de matcă, asta este performanța performanțelor. Că nu sunt mai importante și mai valoroase mărcile decât astea din schimb liniștit de matcă. Așa că uitați-vă cum se manifestă albina, uitați-vă că în care este situația concretă a acestui experiment de-a lungul anilor, iar acum sunt favorizat de biostup sau ideea pe care am avut-o aceea de a construi, de a duce spre momentul acesta de a face selecția cu schimb liniștit de matcă. Din totdeauna m-am gândit că astea sunt cele mai valoroase măci, știam de asta. Iată că acum folosesc biostupul pentru ideea aceasta. Nu, n-am avut-o la început, mărturisesc asta, n-am avut-o la început, m-am gândit la așa ceva. Dar acum îmi dau seama că este un lucru spectaculos. Apicultura are un viitor, cu adevărat un viitor are apicultura, cu acest biostup. Da? Aici sunt larve în creștere, foarte multe larve în creștere. Adică, de la ouă proaspete începând, bănesc eu, așa din ce îmi dau seama, am văzut așa în fuga aceea. E cam întuneric, dragilor. Ochii mei sunt obosiți, dar
nu văd borci. Am să insist un pic, dacă Dumnezeu ne ajută și găsim și matca, este cel mai spectaculos lucru cu putință. Că nu vă pot face o dovadă mai clară a faptului că tot ce am spus e adevărat, decât dacă văd și matca. Aici am chiar ouă proaspete. Wow! Matca e prin apropiere. Sunt șanse să o prindem, să o vedem, să o filmăm. Iar cât privește lucrul pe care l-am semnalat, acela că din ce în ce coronițele sunt complet consumate, doar un pic, câteva celule, iar aia dar de crescut imens aici, este un lucru nemaipomenit. S-a întâmplat ca apicultorii să greșească, să scoată mierea repede, în goana de a avea producție, se grăbesc să scoată repede producția și dacă o săptămână de zile plouă, se întâmplă, iată ca acum, o situație de asta și se întâmplă ca să moară familiei. Deci ne găsești moarte, noi ai nicio șansă. Hai să-ți spun un prietenul nostru că noi suntem foarte atenți, foarte grijulii și n-am bănuit că găsim așa o situație dificilă. N-am scos deloc. Ai văzut că în cat există. Deci ele au o rezervă, la o, adică pot trage de acolo. Dar întâi și întâi trag de pe ramă. Ele vor să... nu vor. Ele știu că rezerva e acolo este. Și dacă nu mai este, atunci fug în stânga, în dreapta. Prietenă, împrumut-mă și pe mine. Au sentimentul că mergând la cealaltă ramă, care are și ea greutățile ei, cu problemele ei, cu creșterea puietului pentru familia, pentru rama respectivă, sentimentul este că se împrumută. De aceea, ea urcă repede deasupra, urcă la coroniță și acolo este rezerva ei, camara fiecărei rame. În condițiile în care nu are acolo, duce și se împrumută la rama următoare. Și așa, și tot atunci începe mișcarea peste tot, ca să caută peste tot, că cerința e foarte mare la creșterea puietului respectiv, este o cerință imensă. Deci, dragilor, iată-ne acum în situația de a constata că ce lucru minunat am făcut, că n-am extras nimic. Iar în afară de asta, noi la două zile, hai să spunem prietenilor noștri să înțeleagă, la două zile stimulăm. Da? Ei, stimularea făcută ne-a permis să avem control tot timpul. Bănesc că avem și niște situații destul de dificile. N-am, la ăștia de șurăișori, ăștia nu i-am, n-am putut să-i stimulăm. Am încercat eu să pun câte o ramă cu miere din alte parte, ca să fie o rezervă acolo. Când vine greu să mă cocoase acolo cu, să pot hrăni. Vom vedea, vom face un studiu, alaltă seară parcă, sau aseară, oare seară, nu mai știu eu când. Până târziu noi am făcut, sâmbătă seara, cred că am făcut, da? Sâmbătă seara, da. Până târziu ne-a prins noaptea de a-mi băga câte o ramă acolo. Da. Și am mai pus și niște miere cristalizate. Miere cristalizate, da? N-am avut pentru toate ramele, pentru toți, toate nucleile. Că tu ai zis, le-ai numărat într-un fel, dar cred că aici nu știu să pui două. Ai pus unul. Ai numărat, le-am numărat, un profesor, știu cam câte sunt, am pus eu în hrănitori. Dar n-ai pus suficient și atunci am fost nevoie să-mi caut, să am rame. Am pus și câte un rând de rame. Deci, îl țin sub control. Dar dacă mățile s-au apucat acolo de ouat, fiind tinere, foarte repede se consumă, foarte repede. Și noi n-am mai intervenit cu stimulentul care îl facem noi. Continuăm, dragilor, să cercetăm ramele acestea. Poate avem bafă să dăm peste marcă. Poate avem baftă. Nu știu ce să spun, vom vedea. Nu avem nicio botcă până în clipa asta. Nicio botcă. Botcile sunt doar aici în spate. Este semn că matca a părăsit de acolo și în perioada în care a părăsit, ele au hotărât să lască botcile. Sunt și chiar câteva botci încheiate acolo. Chiar dacă ea a mai revenit, am mai văzut și larve în creștere acolo, chiar dacă a mai revenit. Dacă au apucat de o porni boțile, apoi ăstea le-au dus în față, pentru că ea ușor s-a retras din nou.
aici o stat mai mult, în familia de bază. Și eu făcut treaba și acolo, semn că este o matcă valoroasă și că are potențial, duce bine familia, nu este o, matcă spre sfârșitul carierii, dovadă că are destul albină. Dacă însă se întâmplă să fii și spre sfârșitul carierii, lucrurile merg cât se poate de corect, clar, spre schimbul liniștit de matcă. Deci este minunat, minunat. Biostupul produce revoluții în tehnologia, tehnologia apicolă, didactică, astăzi. Apropo de faptul că videomanualul meu, videomanualul creat și la apicultură, dar dinspre matematică venit, produce ușor, ușor această revoluție în tehnologia didactică. Cei de la minister, toți ceilalți care, ca și la apicultură, s-au grăbit să arunce cu piatra, au constatat acum că de fapt nu mă mai pot ocoli, pentru că beneficiarul ideii mele, elevul, părinții, nu? Sunt încântați de modul în care prezintă matematica și comentariile sunt cele care vin în sprijinul celor spuse de mine. Iar trebuie să vă spun, dragilor, comentariile voastre sunt, să vă spun așa, ca un izvor de inspirație pentru mine, pentru că cu cât simt că vă fac un bine și, și simt că vă înțelegeți atât de clar ceea ce spun eu acolo și sunteți încântați spunând, oh, de ce nu v-am găsit mai devreme? Așa vă, dragilor, voi cei care sunteți apicultori, care dați peste Prof Online și vă urmăriți mai ales filmulețele de apicultură, nu uitați, dacă aveți copii, nepoți, care sunt în școală în vremea asta și care au greutăți la matematică, iată, începe examenul de capacitate de bacalaureat, Prof Online este la dispoziție acolo, îl pot accesa, dar stați pe Google Prof Online, intrați în pagina mea, uite așa, mă fărică, ia datele așa cum se facă. Uite cum e scris pe mașină, da? Așa, arată de cum se face. Deci se tastează pe Google Prof Online și du de la un capăt la altul așa. Ce să le mai spune? Și dragilor, după ce asta a stat, apare link-ul Prof Online, profesor, am văzut Google, nu știu ce. Și în felul ăsta intrați în pagina, prima mea pagină, pagina de intrare. Și acolo găsiți video apicultură, video matematică, apoi mai jos Prof Online TV, televiziunea Prof Online, și mai jos Fundația Prof Online. După care veți vedea niște filmulețe interesante, inclusiv întâlnirea cu primul ministru Cioloș, apoi sunt o serie de filme mai jos. Sub fiecare titlu se ascunde un film. De acolo, dacă dați click pe fiecare din acelea, se intră în domeniul video apicultură, unde tot, absolut tot ce este despre apicultură. Acum sunt cu rama în mână, dragi. Nu pot în același timp și să răspund. Ia să stau, mă, chiar așa. Hai de fii. Cine știi? Tu știi că stau cu rama în mână? Alo. Vă salut. Bine te aud. Nu sunt, sunt cu rama în mână acum. Da, sigur că da, chiar te aștept. Eu sunt
Deci după ce ieși din Traian, da, mergem un pic și la kilometru 70, fii atent, când indică kilometru 70, care spune așa, Borna, care îmi spune, mai sunt 70 de kilometri până, mai sunt 70 de kilometri până la Vaslui. Da. Acolo oprești și eu între timp bag rama asta în stup și sosesc la poartă și îți dau drumul. Bine. Și continuăm filmul împreună. Bine? Da, mulțumesc, da, acum atunci. Bine, salut. Băi, e fănică, mă. E cam filme, mă. Să fi fost vorbit, să fiu nu știu ce. Ai văzut cum am zis, nu-i dau drumul, nu mă uit. El se restrângea în ploaie, bietul de om. N-o să poate. Deci iată că așa se întâmplă în clipa asta. E și arăt că doar țupul e desfăcut, filmul continuă frumos, prezența lui acum îmi vine ca o mănușă. Este argument al faptului că oamenii sunt interesați de noua tehnologie. Da? Și este totul perfect. Eu între timp să o pun la asta. Minune. Ăsta e motivul pentru care, cum să spun, în fiecare zi spun, am mai făcut ceva pentru ei. Pentru cei foarte mulți care așteaptă o mână de ajutor. Așteaptă cu nerăbdare să pornească ceva. Să vezi, acum, eu omul ăsta nu l-am văzut decât o singură dată când mă retrăgeam de la București. Ești de la Răcăciune acolo în drum, în față. M-a sunat între timp, i-a zis, băi, eu te viu de la București, mi-aduc nepoțica din America acum. Din America, de la București, de la aeroport. Vino, stăm de vorbă. Și acum a dorit să vină să vadă aici, de două luni de zile, va povesti el, o da peste profonă și este încântat de ceea ce fac eu. Să mă duc să nu-l las aici la papă. Poate să pui o pauză.